Ce e de făcut? Acum o părere oficială. Ce se întâmplă la Galați? Eu știu, Ecosalul încă nu are, din câte știu, autorizații Autorizații. pentru a putea strânge câini, Da. nu corespunde acolo. Parcă DSV-ul trebuie să-i dea autorizația, nu? Da. Bun, Iar care... autorizația nu se poate da Dacă n-ai spațiu, dacă dacă n-ai... nu îndeplinește anumite condiții. Deci, după cum vedeți, noi suntem între Ciocan și Nicoval. Vreau să fac specificarea, a spus despre activitatea mea ca medic veterinar, eu doar ca președinte al Colegiului Medicilor Veterinari, că M-am dacă fac altceva, corectat, nu, m-am corectat. iar mă agață anii Am înțeles. și... Nu, știu că nu profesați acum, dar m-am Da. corectat eu. Și asta nu înseamnă că dacă nu ar fi medicul din sat, este plecat N-ați undeva, da un eu sfat ar acolo. lăsa animalele să moară. Bun. O să-mi facă anii ce mi-o face chestia asta. Sunt asociații astea, prieteni animalelor, ajutați Da. pe lăbuși, eu știu, care mai sunt patru lăbuțe, ce ori mai fi. Ei spun că ar vrea să ia câinii, mă rog, într-un parteneriat cu autoritățile locale. Care-i părerea noastră aici? Pot asociațiile astea non-guvernamentale să iau un număr de câini, să ducă undeva? Ar fi mai bine să-i strângă de pe stradă, să fie niște bani pentru câinii ăștia? Dacă asociațiile ar reuși să facă și aceste adăposturi în care să stea câinii și nu ar mai umbla și ar plânge și ar sări, ar manifesta prin București, prin centrul județului, să facă ceva. Dar nu vedeți dumneavoastră, asociația îl scapă pe câine de la eutanasiere sau de la moarte, Da. îl ia, îl ține o zi și apoi îl dă în stradă. Ați văzut ce s-a întâmplat Da, a în fost la această București, da. vară în București. Într-adevăr, și câinii au suflet. Noi am depus un jurământ când ne-am înscris în Colegiul Medicilor Veterinari, dar chiar am fost și sunat și apostrofat din cauza asta că eu sunt de acord cu eutanasierea. Păi, Consider că afară. este mai prețioasă o viață a unui semen de-al nostru decât al unui câine. Dar trebuie întotdeauna, ca și în chirurgie, trebuie pus bisturiu și tăiat până la țesutul viu. Haideți să, un an, doi, să terminăm cu această problemă a câinilor comunitari, că ați văzut, au murit și cetățeni străini mușcați de câini și nu mai spunem câți bani se cheltuie anual pe vaccinurile antirabice Sigur. din cauza mușcătorii câinilor fără stăpân. Bine, acum în Și afară. dacă toată lumea s-ar implica, dacă toată lumea s-ar implica, atunci eu aș spune că problema asta a câinilor comunitari s-ar rezolva în țară. De Știți ce cum s-ar e? asociațiile în sus, că sunt și țări cu democrație mult mai mare ca a noastră, mult mai evoluați decât noi economic, și au acceptat eutanasierea Păi asta vreau să spunem. patrupedelor fără stăpân. Iar noi nu facem nimic, nu mai țipăm. Păi Din acolo punctul mai meu de puțin, vedere, să le știi. facem un rău, că îi lăsăm la mila cetățenilor să le dea o pâine sau un os și până la urmă și ei au arealul lor și încearcă să-și Corect, protejeze. își Deci nu protejează. este de vină câinele. Noi suntem de vină. Am un prieten care locuiește în Anglia de ani buni. S-a stabilit acolo și a spus, măi, că tot vedea cum e la noi cu câinii, că au omorât un copil, că au mușcat o bătrână, că nu știu ce s-a mai întâmplat. Și a spus, măi, la noi, dacă e un câine liber, deci pe stradă, el se ia să duce într-un au adăposturi. Bine, acolo adăposturile arată foarte bine, dar nu asta e ideea. Și mediatizează. Noi avem un cățel, cine vrea spre adopție, vine, le ia, nu le ia. Dacă și au termen, dacă n-ai venit și l-ai luat în câteva zile, câinele ăla este eutanasiat. Deci, clar, înseamnă, nu vrea nimeni, nu o să aibă nimeni grijă și asta practică. Dar restul ei fac publicitate, dau chiar bani, cei de la adăposturile și dau pe posturile TV, pe în ziare, pe unde sunt. Dacă îl vrea cineva, îl vrea, dacă nu, nu. Câți bani s-au cheltuit aiurea pe îngrijirea acestor patrupede în Păi, România? s-au văzut și... Milioane de euro. Păi, n-ați văzut că au, și probabil că știți, cățele cu cercel la ureche și care Și au pe fătat. tău, da, Da, dar nu se bineînțeles. poate, adică Păi e... tot niște organizații dintre astea Iubitoare de animale. iubitoare de animale care au venit, au făcut castrări. Noi, ca și medici veterinari, ne gândeam, de cum pot își permite ăștia să le facă gratis? Păi cum? Probabil că mai decontau ceva prin ONG-urile lor și cred că nu mai le
deschidea și le închidea. Și le închidea la loc. Că altfel nu se poate explica cum de mai făta. Păi, da, e o misterie. Căția respectivă. Bun. Pe linie de colegiu veterinar bănuiesc că nu aveți nimic nou, nu? Acum? Ceva de sezon sau? Nu. Nu avem decât... Chiar astăzi am mers la o ședință la direcția veterinară și trebuie să fim atenți, tentațiile sunt mari și întotdeauna când se întâmplă ceva, medicul veterinar este vinovat. Sunt colegi în țară care sunt anchetați pentru diverse sau presupuse fraude și nu vrem să se întâmple ca această meserie, profesie liberală, să aibă de suferit în județul Galați.